au împărțit deschis ajutoare umanitare pentru persoanele cu dizabilități, iar pe sub masă au oferit broșuri și ziare cu imaginea lui Igor Dodon. S-a întâmplat astăzi la un centru evresc din capital, unde angajații ofereau ajutoare din Israel, împreună cu pliantele candidatului la prezidențiale. Imaginele au fost publicate de un deputat care spune că cele văzute ar putea fi calificate drept corupere alegătorilor. Purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon a negat însă că staful electoral al acestuia ar fi implicat în așa ceva. Comisia Electorală Centrală a refuzat să comenteze imaginile. Eu sunt un simplu alegător și vreau să întreb, ce împărțiți dumneavoastră acum cu Igor Dodon? Spuneți, vă rog. Din imaginile publicate de deputatul Dumitru Alaeba se vede cum câteva zeci de persoane s-au adunat într-o curte din capitală așteptând donațiile. Însă acestea erau împărțite împreună cu materiale informative electorale ale candidatului Igor Dodon. Mai mult, pe masa unde erau teancuri de ziare și pliante, era și o listă pe care fiecare beneficiar trebuia să-și lase semnătura. Așa, dar de ce? Dar de ce? Deci, din ce motiv dați ziare și pliante cu Igor Dodon? Păi numai ce am filmat erau pe masă. Numai ce le-am filmat. Oamenii primeau ziarele și le ascundeau imediat, întrucât ar fi fost avertizați să nu le arate nimănui. Atunci când au fost întrebați în fața camerei despre broșurile împărțite împreună cu ajutoarele umanitare, toți au negat faptul și au început să-i alunge pe cei care filmau ce se întâmplă. Ce se împarte aici cu... Ajutor umanitar. Din partea cui? Igor Dodon? Nu, organizația americano-evriescă. Am înțeles, dar de ce dați calendare și pliante cu Igor Dodon? Asta e altceva, da? Altfel. Purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon a declarat că staful electoral al acestuia respectă strict toate prevederile codului electoral și nu se comit niciun fel de abateri, iar acuzațiile aduse sunt mai degrabă o interpretare eronată a cuiva. Comisia Electorală Centrală a refuzat să comenteze imaginele. Într-un răspuns oferit postului nostru de televiziune, responsabilii spun că nu cunosc detalii și că vor examina cazul doar dacă va fi depusă o contestație în modul stabilit de lege.